distracție plăcută, ne vom distra de minune și categoric vom avea ce vedea chiar de aproape și nu prin intermediul sticlei ecranului de la acești fabuloși jucători atunci când se află la masă, pentru că dincolo de masa de snucăr sunt oameni simpatici și la fel de normal ca și noi, toți ceilalți. Așa cum și noi la rândul nostru avem aceeași pretenție. Noi. Să nu ne vedeți la masa de joc și într-un meci oficial, că s-ar putea să nu vă placă de noi. O să luăm o parte calitatea snucărului, dar ne mai enervăm și noi, ne mai supărăm. Dar în rest avem pretenția că suntem oameni normali și un comentariu în ceea ce mă privește, voi fi sau voi însoți campionii naționali pe colegul meu Daniel Bontea și pe campionul de Masters, pe Max Bera. Ah, pe Marcel, da. Știi și că Marcel a condus pe Murphy cu 9-0? O bilă neagră plus două bile roșii. A, 9-0 într-un joc, credeam da, că nu, la jocuri. Joc. Nu, e la jocuri și tu chiar așa. Și asta a fost tot. Ieri am aflat. Foarte bine. Bravo lui. Bravo, Max. Știi cum e? Poate acolo... Nu era mai venit la masă. Ăla a reușit 9 puncte în fața lui Murphy. Da. Care-i problema? L-a condus, nu? Da. Grea poziție, dar va intra în pachet, după cum plasează bila albă. Da. A vrut să intre în pachet și... Da, a vrut, a ratat pachetul mai jos, da, să intre în buzunar. Da. A șters fin pachetul, o bilă de acolo, din pachet. Cât de grea a fost lovitura. Dar e clar, Henry se simte de minune. La Crucible. Na. Nici o problemă. Cât de grea a fost lovitura. Da, e în formă, Henry. Da, da, și apropo de nivelul de joc de la noi din țară, tot vorbeai mai devreme da. De acest lucru. Acum două zile, într-un meci din Liga Națională, a venit Alex Crișan să ne arbitreze, că nu ești pe Horia. Da. Și meciul a durat vreo 3 ore și jumătate. De s-a plictisit Alex. Un dat de nebunea. Și ce ai căutat să vii aici să ne arbitrezi? Du-te, tată, la PTC-uri acolo, da, nu? PTC-uri. Da, l-ai arbitrat pe Murphy și cred că și pe alții jucători profesioniști, da, celebri. Era și o domnișoară pe aici, Dana Sawana, Daniela. Ce s-a tot vorbit de jucători, dar pentru arbitri e ceva program de pregătire pe la noi. Păi, ia-și tu legătura cu federația și o să vezi. Și apropo de ceea ce consider tu că Alex Crișan pe bani buni, acreditare obținută în străinătate, costisitor, nu e adevărat. Nu, nu. Am vorbit eu cu el. Îți spun ce vrei să știi. Păi, spune nu ce vreau să știu. Eu se duce știu pe banii lui și... Pe banii lui la PTC-uri. Da, și nu știu cât o să reziste. Da. Dacă nu face rost de un sponsor... De un sponsor, da, e greu. Adică acest sport este unul care cere sacrificii atât din partea sau din perspectiva unui jucător, cât și a unui arbitru. Fii atent ce se întâmplă la masă. Văd. 6 bile roșii. Da, 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 am văzut de la bun început, dar am crezut că, ținându-te de vorbă, reușești să te... Nu, 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 eram cu ochii acolo. Ești cu... Tu de la a doua bilă roșie da, te da, gândeai depinde la break. Depinde cum se sparge da. Mănânchiul. Da, n-am spus-o cât are 10 break-uri maxime, nu? Da, Henry. La egalitate cu... Nu la egalitate. Nu, nu. Nu. Ronnie mai are unul? Are 11. Are 11, da. 56. Ar fi 50.000 de lire sterline, 40.000 de lire sterline bonusul 57. De reportare plus valoarea premiului pentru cel mai mare break. Corect. Adică 10.000 de lire sterline în această ediție. Hai. E bine. E bine, e bine. În permanență să aibă unghi spre manta superioară. 64. Six
65. Știi ceva? O să-mi pun în cap toți susținătorii lui Steven Handy, dar o să vadă că sunt bine intenționat. Eu nu vreau să reușească break-ul maxim. De ce? De fiecare dată când a reușit break-ul maxim, a pierdut meciul. La, înțeles, la, în ultima perioadă la Crucible. 72. No, aici are meci ușor și ar fi păcat să nu reușească break-ul maxim. 73. Stai un pic, să nu zicem hop până nu sărim și n-am sărit în mijlocul meciului. Sunt două sesiuni, Sandy. Mâine e un avantaj lucru acum considerabil, nu îl mai prinde din urmă. Dacă închide sesiunea 7-2 sau 8-1, categoric. Dar să vedem, Bingham poate produce snucă de cea mai înaltă calitate. 81. Ar fi timpul să joace Bila Roșie de lângă mantă. Cred că pentru aceea se și poziționează, da. Aceea va fi jucată. Nu e drept. E bine, e bine. A doua tentativă de break maxim în chiar prima zi, nimeni nu mai suflă. Nimeni nu mai respiră. Uite, cât de buni cunoscători de snooker sunt în tribune. Au aplaudat bila cea mai dificilă. Nu e bine. Este prin stânga bilei negre și nu are nevoie de sprijin. Nu e atât de grea. Hai, Steven! Să nu fie drept. Nu, are un ușor unghi. Să vedem unde preferă să joace următoarea bilăruși. Jocul câștigat este câștigat. Da. Bila neagră îi face break-ul de peste 100 realizat. Nu mai rămâne decât un unghi bun la bila roșie din apropierea mijlocului mesei. Cred că l-a obținut. Și recomanda laterală la bila neagră din nou. A solicitat vreodată și ștergea bila albă? Nu parcă da? Mai pe la început. 105. E prea drept. Îmi pare că e prea drept. Nu, are unghi. Nu? Are unghi. Iese din mantă. Și ultima bila în buzunarul de mijloc de partea dreaptă. Exact. Tacul sus pe bila albă. Trebuie super să mai ruleze. Rulează. Și dacă nu, are nevoie de retur, va cere ștergerea bilei albe acum, dacă e obligat să lovească cu retur. Da, e obligat. Da. Nu mult retur. N-a solicitat. Bine, Steven. Hai. Excelent. Bila neagră în buzunar, poziția la bila galbenă se va obține prin consecință. Nu voi cel mai împiedică realizarea break-ului maxim. Sper că de data asta să-mi iasă pronosticul, vom avea break maxim aici. Nu prea ajunge la bila albă, are nevoie de prelungitor, așa scurt cred. Scurt de tac. Da. Prelungitorul scurt de tac, efect de retur. Poziția nu e simplă. Cu retur intră în bila maro. Nu. Cu tacul sus trebuie să iasă din mantă, nu e destul de complicat. Nu, cu tacul foarte jos. Mie nu-mi place un astfel de unghi. Nu, pune tacul sus. Da. Trebuie să iasă. Ieșire perfectă. Da. Nu văd cum n-ar mai reuși break-ul maxim. Al 10-lea la o ediție de campionat mondial. Galben. Verde. Sunt puțin în urmă, dar am revenit acum în numărătoare. Maro. 129. Trebuie să revină din mantă superioară. No. Așa no. Cred. Nu e prea deschis unghiul? Nu. Hai să vedem. Yeah. Mi-e așa îmi pare. Nu. Atunci la buzunar de mijloc, sigur. Nu, pentru buzunar de colț avea nevoie de o ieșire din manta superioară. Trebuie să mai ușor aibă nicio problemă aici. Ușor retur și bila albă în dreapta. Așa va juca. Haide, Steven, ieșire din mantă. Cu ochii închiși, poate trimite bila neagră. Al treilea break maxim reușit de Steven Handy la o ediție Bravo, de campionat Steven. Mondial. Fabulos, jucător venit din calificări, da,
dar este nimeni altul decât septuplul campion mondial. Pentru a câta oară în carieră, Stephen Hendry reușește să ridice în picioare publicul din arenă. Ken Doherty și Neil Robertson, în semn de respect și apreciere.